Da, iată că am revenit în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc că sunteți la emisiunea Consultații Gratuite și astăzi, împreună cu invitata noastră, doamna dr. Felicia Bors, vorbim despre toamna, copii, viroze. Am vorbit în prima parte despre acest subiect, sigur că da, și în partea a doua vom aborda un nou subiect, și anume, de ce nu-și fac românii controlul medical periodic la medicul de familie. Doamna, toate agențiile de presă centrale din România, în urmă cu câteva zile, scriau așa frumos pe burtieră: oamenii nu-și fac controlul medical periodic la medicul de familie, din diverse motive, că e greu accesibil, că trebuie programare, că trebuie să stai să-ți aștepți rândul la medicul de familie sau că nu găsești când să-ți faci și unde să-ți faci analizele decât peste o lună, două, trei și așa mai departe. Dumneavoastră, ce faceți la cabinet? Reușiți să faceți un astfel de control pacienților dumneavoastră? Da, țin foarte tare la chestia. Felicitări! Țin foarte tare la chestia asta cu examenul de bilanț și le spun așa. Un diabet, ne putem da seama după 10-15 ani în care ai glicemiile câte un pic, câte un pic mărite. Da? Din păcate, găsim și glicemii la 300 de miligrame pe decilitru, fără ca pacientul să simtă nimic. De ce? Pentru că el de 10-15 ani are boala, organismul săracul trage de el și încearcă să-l compenseze. El, sigur, până la urmă vine la cabinet că totuși nu se simte bine sau i-a apărut o complicație. E, deja când avem complicații ale diabetului, este trist, pentru că ăla gata instalat, da? Și are mulți ani în urmă. Sau o hepatită cronică, începem să fim mai obosiți, nu mai suntem așa activi, dormim mult și atunci hai să-mi fac analizele, da? Și hepatita cronică, iară, trebuie 15-20 de ani de când te-ai infectat ca să fie funcțională. Sau, nu știu, acum pentru colesterol și pentru un puseu de tensiune toată lumea vine la cabinet să se controleze, dar sunt foarte, foarte multe boli care le putem descoperi doar prin examenul de bilanț. Și atunci când pacienții s-au înscris la mine acum 100 de ani, le-am spus: țin foarte tare la un singur lucru, odată pe an, în luna care v-ați născut, să veniți la noi. Știți că aveam împreună cu colegul meu, cu dr. Opriș, un obicei, scriam o scrisorică Da, și noi făceam de așa, la mulți sigur. ani, da? Și atunci aveam cam așa, cam 200-250 de pacienți născuți într-o lună, ne veneau înapoi vreo 20-30 că nu-i bună adresa, vreo 20-30 veneau înapoi că n-au găsit destinatarul și veneau cam 10-15 pacienți. Pe urmă, deja costurile au devenit prea mari, le spuneam: vă rog frumos să veniți. Și în 2007 a fost o inițiativă a unui guvern lăudabilă, Inițiativă medicală foarte bună, da. foarte bună, în care s-au primit niște taloane Un acasă fel și de s-au vouchere, de fapt. vouchere și s-au făcut un set de analize. Am găsit atunci așa multă patologie, neașteptat, copii cu diabet, copii cu obezitate, adulți cu probleme cronice și am avut în calculator atunci niște mici averi. Din păcate, ca orice chestie românească, n-a fost finalizată. Acolo trebuiau să apară niște colegi de-a noștri, medici statisticieni, care să înceapă să facă niște programe de sănătate pe baza celor date, exact cum este în țările civilizate, spre care tindem noi așa spre vest, în care dacă nu te-ai dus odată pe an la medicul de familie, plătești o amendă sau plătești mai mult impozitul care îl datorezi sau nu te mai primește la Nu, cabinet un pic. până... Haideți să facem o pauză. Credeți că un sistem din ăsta coercitiv, plătește amendă, îți crește impozitul sau altceva de genul ăsta, credeți că îi va convinge pe oameni să meargă să-și facă un astfel de control? Sunt convinsă. Din păcate, în România, până nu pui o chestie coercitivă, nu văd. De ce nu mergem cu o idee altfel? Să-i oferim unui cetățean care vine cu familia la control, să zicem, o scădere de impozit pe casă sau pe mașină de un 5-10%. Domnul doctor, astea sunt politici medicale care nu țin de noi și nu de nivelul Nu, de nu, medic nu, nu, de că știți că familie. e bine de gândit și într-o parte și în alta, pentru că se inspiră
lumea care ne vede, aude și vine după aceea și zice către reprezentantul din teritoriu. Uite, s-a discutat în emisiunea cu tare că ar trebui să creștem, să dăm amenzi că nu veniți. Sau doctorul Lascu a zis, nu, haideți să scădem impozitul dacă veniți. Și felul ăsta, poate că încetul cu încetul, dacă și eu și dumneavoastră și alții vom insista pe această temă, se vor face astfel de politici de sănătate publică care să fie într-adevăr în folosul cetățeanului. Eu dacă tot o să spun și tot o să spun până mă pensionez și tot o să spun că haideți la examenul de bilanț, da, deși copiii celor care sunt de vârsta noastră și care deja știu că, mă rog, asta e dorința mea, să vină la examenul de bilanț, țin foarte tare la aceasta. Sunt laboratoare cu care colaborez bine și știm când au fonduri și cum au fonduri. Au apărut și niște bilete de trimitere puțin mai altfel, nu așa că vreau toate analizele, da? Nu. Sunt câteva analize care se fac de prevenție, de monitorizare și care au cu totul alt circuit decât biletele de trimitere obișnuite. Laboratoarele trebuie să aloce, este cunoscut, 10% din fondul lor de analize pentru aceste bilete de monitorizare. Sigur că dacă pacientul își dorește sau, hai să zicem, asiguratul nostru își dorește mai multe analize, trebuie să le plătească sau să se înscrie pentru așteptare pentru examenele de bilanț, acel vreau totul, dar sunt făcute niște grupe de analize specifice, femei adulte, femei în vârstă sau, mă rog, bărbați, și atunci există un anumit tip chiar de analize. Pentru copii, pe analize, grupe de vârstă, pentru da. Copii. Mă și refer la prevenție. Asta este iar un lucru foarte bun. Din păcate, nu foarte multă lume are încredere în ele, preferă anumite laboratoare sau preferă anumit... Știți, îmi vine să râd puțin, pentru că totul este automatizat în laborator în ziua de astăzi. Nu se mai lucrează cu lamă, cu microscop, cu tot felul de probete. Totul este perfect automatizat. Da? Se ia proba de sânge, se introduce într-o cuvă foarte mică și aparatul face tot. El scoate rezultatul. Și, într-adevăr, sunt oameni care n-au încredere. Și zic, m-am dus la laboratorul X și mi-a ieșit, să dăm un exemplu, VSH și mi-a ieșit un pic mărit. M-am dus la laboratorul Y și mi-a ieșit un pic mai mic. Da, dar te-ai dus la zile diferite. Și organismul nu este o constantă, nu este un motor care în acea zi, la aceeași oră, în același minut, dă exact aceleași valori. Nu, organismul este ceva care este în permanentă mișcare, în permanentă evoluție și atunci e posibil să fie mici diferențe între laboratoare. Da, eu le spun așa, când vin atunci prin ianuarie, februarie, zic, știți, atunci de Revelion ne punem în minte, anul ăsta vreau să fac asta, 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 vă rog, programați-vă o zi pe an în care vă dedicați dumneavoastră și vă faceți, doamnelor, o mamografie, dacă aveți peste 40 de ani, un Papa Nicolau, un citologic, neapărat. Există centru de planning familiar unde se pot face gratuit, împreună cu, care s-a mutat acum de pe strada Moldovei, pe strada Progresului, este un centru nou, amenajat, foarte elegant, așa, sau sunt deja cabinete private care sunt în contract cu casa și fac astfel de analize. E important să vă programați la o mamografie dacă aveți 40 de ani. Este cunoscut că înainte de 40 de ani nu este indicată mamografia pentru screening, doar în momentul în care descoperi ecografic o formațiune și dorești ca să aprofundezi și să descoperi ce se întâmplă acolo, atunci se apelează la mamografie. Eu cred că e așa, civilizat să le faci toate astea. Pentru un bărbat peste 55 de ani este normal să-și facă un PSA pentru a vedea o afecțiune de prostată. Un hemocult, mai ales acum cum este așa o creștere exponențială a bolilor de colon și avem niște surprize foarte neplăcute, că am sângerat odată. Nu sângerez numai din cauza hemoroizilor. Dar multă lume nu înțelege că sângerat numai din cauza vizibil este una, da. Da, și l-ai văzut tu ca pacient,
Dar există posibilitatea ca tu să ai mici pierderi de sânge invizibile cu ochiul liber. Și de asta există astfel de analiză, cum este hemocultul, pe care putem să-l facem și care depistează acele hemoragii oculte, cele care nu se văd. Și atunci, dacă o astfel de analiză, un astfel de test iasă pozitiv, sigur, trebuie investigat în continuare și văzut de unde curge și care este situația acolo. Da, așa că avem multe de făcut. Noi, de fapt, medicina de familie, asta ar trebui să facem. Prevenție. Prevenție, da? Și iarăși prevenție. Da, și nu ar trebui să tratăm boli, da? Și noi să avem o discuție doar amicală cu asiguratul nostru. Din păcate, este foarte multă patologie, sunt foarte puțini colegi specialiști. Acum parcă este așa un suflu de tineri care a venit, dar nu știu de ce, Baia Mare nu e un oraș atractiv. Iar noi, medicii de familie, suntem din ce în ce mai puțin. Este trist ce se întâmplă. Știți de ce nu este așa de atractiv? Odată că este un oraș relativ mic, comparat cu centrele mari universitare. În al doilea rând, că prețurile la locuințe sunt foarte mari. Chiar discutam cu cineva care vrea să vină în Baia Mare și s-a dus la Satul Mare. Pentru că acolo, de exemplu, în același apartament, să zicem, de 3 camere, 2 băi, este cu 20-30 de mii de euro mai ieftin decât în Baia Mare. Și atunci, sigur că omul se gândește, domnule, mă duc și undeva, sunt la început de carieră, trebuie să mă duc undeva unde pot să-mi permit să am o stare cât de cât confortabilă pentru mine și familia mea. S-au plimbat foarte mult pacienții vara asta, căutându-și medic de familie. Da, este un aspect care dă de gândit foarte mult. Și mai ales a pacienților care aveau copii mici, da. Foarte puțini. Colegi de-a noștri mai doresc să înscrie copii. Adevărul că birocrația din jurul înscrierii unui copil este ceva de neimaginat și trebuie să stai foarte bine cu nervii și să fii foarte bine ancorat ca să faci față. Una dintre asistente, de exemplu, nu mai se ocupă de copii, registru unic de vaccinări, da? Catagrafii și alte... Ai o birocrație foarte mare în medicina de familie. De fapt, cred că și în ambulator este birocrație, dar nu este tema... Așa că asta ar trebui să le spunem aleșilor noștri, da? Haideți să le mai spunem o dată. Birocrația distruge România. O informatizare. Da, o informatizare mai bună a noastră, cred că... Da, uite, spre exemplu, relația cu casa de asigurări este mult mai simplă cu actuala informatizare, da? Minunat. Exceptând protocoalele de prescriere, care ne dau bătăi de cap. Și pacienții ucrainieni, care totdeauna... Da, apropo de pacienții ucrainieni, aveți pacienți ucrainieni? Am avut. Ați avut. Am avut așa un feeling atunci, la început, și am înscris mult și am înscris mult bebeluși și, din păcate, mi-am dat cu stângul în dreptul. Este complicat tare, trebuie să faci facturi separate. Mai este și dificultatea de comunicare, de limbă. Da. Mi-am exersat esperanto și mâinile în ultima vreme. Mai știam și engleză, mai știau și dânsii și mai există și traducerile astea instant pe telefon, dar este foarte complicat să faci raportarea pentru ei, trebuie să faci o raportare separată, programele noastre informatice n-au fost pregătite, dânsii au un alt fel de cod numeric așa nostru. Da, sunt cu 7, cu 8. Da. În urmă au venit tot felul de tailandezi și alte nații care au fost angajați în turism și în Horeca. Avem și acolo probleme. E complicat. Bun, sunt oameni care suferă. Mă refer la cei din Ucraina și trebuie să le înțelegem suferința și să avem compasiune pentru ei, să încercăm să-i ajutăm. Dar aveți dreptate, este destul de complicat în momentul de față. Vreau să vă întreb dacă ei au un sistem de vaccinare asemănător cu cel din țara noastră. Da, foarte asemănător cu sistemul nostru de vaccinări, cu sistemul nostru, hai să zicem, de acum 2-3 ani, în care vaccinam 2 luni, 4 luni, 6 luni și un an. Acest sistem îl au ei, cunosc foarte bine vaccinurile despre care vorbim. Da, atât Infarisul cât și Prevenarul, nu este nicio problemă. Ce mi-a plăcut foarte tare, foarte multe familii au ținut legătura cu medicii lor de familie din Ucraina și le făceau tot felul de prin
prin scrinturi și le trimiteau prospectele care erau cu ce conține vaccinul și colegii noștri de acolo erau foarte încântați la ce nivel se vaccinează în România. Și m-am gândit așa, uite, eu sunt refugiat și totuși mă gândesc să-mi sun medicul de familie, pentru că majoritatea doreau să se întoarcă în țara lor și, mă rog, copiii să fie vaccinați, mai ales că știm noi foarte bine, au fost multe cazuri de poliomelită în Ucraina și mai ales cu virus salvatic și atunci au dorit, știau despre ce vorbim, au dorit să își protejeze copiii cât se poate de bine, da. Au și ei un sistem destul de bine pus la punct la vaccinare. Da. Urmează sărbătoarea castanelor. Înghesuială, zgomot, alimente de tot felul, muzică la decibeli mulți. Ce sfaturi le dați celor care ne văd? Alcool mult și la vârste mici. Am avut vara asta la come alcoolice la 12-14 ani la gardă. Nu o să vă vine să credeți. Eu cred că la 12-14 ani noi nu știam exact pe ce lume trăim. Nici măcar n-am gustat alcoolul până pe la 15-16 ani. Copiii ăștia sunt curioși din calea afară. Pe asta pun eu accentul, că sunt foarte curioși și vor să vadă ce se întâmplă. Să știți că nu mai sunt come alcoolice la 17-18 ani. Deja sunt obișnuiți. Deja sunt obișnuiți cu alcoolul. Da. Și mămici îngrijorate, dar e distractiv cu ei. Anul ăsta se organizează promenada inimilor, știți? Da, colegii noștri de la Rotary organizează, că acum cred că e a 4-a, 5-a ediție. Este un nou traseu, se fac parcă 7.000 de pași. Colegii noștri sunt pregătiți, un banere, indicatoare, se pornește din zona parcului, acolo vis-a-vis de restaurantul care este în zona parcului, ca să nu dăm nume, acolo unde e stația de autobuz, de acolo se va porni, va fi un traseu frumos, prin parc, lejer, chiar invităm absolut toată lumea care vrea să participe și care să povestească acolo cu noi, sunt foarte mulți colegi de-ai mei medici implicați. Să oferă niște servicii cu ocazia asta, niște măsurători de tensiune, ceva? Nu. No, că în alții ani știu că au fost corturi amplasate. Da, corturile sunt în zona unde se întâmplă sărbătoarea castanelor, nu în zona parcului. Da, acolo pur și simplu este o plimbare, o poveste, niște sfaturi. Sunt și ceva competiții sportive legate de acest. Au fost săptămâna, în weekendul care a trecut, a fost maratonul, da, organizat-o de colegii noștri de la Rotary. Din păcate, vremea nu a ținut cu ei, dar a fost foarte bună prezența. Sunt curios să văd ce va fi ca timp, ca vreme la acest weekend. Foarte bună prezența. Sunt deja evenimente organizate de Rotary care au intrat așa în obișnuința băimărenilor și care sunt plăcute sau se le face plăcere să participe alături de noi și da, este un lucru minunat. Știți că la sfârșitul săptămânii, data de 25, este și Ziua Mondială a Plămânilor. Da. Ce sfaturi le dați la fumători, mai ales că știu că aveți în casă un fumător? Să se lase de țigări, care au ajuns la un preț insuportabil, dar sigur că nu o să reușim să convingem pe toată lumea să se lase de țigări, asta e clar, dar vom continua să spunem că o investigație pe an, o radiografie pulmonară, o spirometrie. Dacă tot am vorbit de controlul medical periodic, da, la fumători bine, este chiar indicat să le facem din când în când foarte o radiografie binevenită pulmonară. Și mai ales la cei care au avut COVID în formă gravă, chiar le recomand odată pe an să-și facă un control mai amănunțit și mai ales un control cardiologic. S-a văzut că una dintre urmările grave ale COVID-ului în timp, că acum hai să putem să povestim așa de 2 ani, că în timp au fost afectările cardiace. Am o prietenă foarte bună, cardiolog, care zicea în primele zile de COVID, zice, tot vedeam că se întâmplă ceva acolo, la polul inferior a inimii și ziceam, domnule, dar ăștia toți sunt bolnavi, dar ce legea serilor este? Nu, era o urmare a COVID-ului care a fost localizat în partea bazală a plămânului și în partea a polului inferior a inimii și până la urmă s-au învățat și că ecografiștii cardiologi că de fapt este pur și simplu un efect secundar, nu o boală.
apare o mică pată, acolo se întâmplă ceva, dar care trebuie ținut sub control, fără niciun fel de tratament, doar o dată pe an o ecografie cardiacă, da. Aveți mulți pacienți care au sechele după COVID? Da. Da, cum începând de la stările de panică așa și de stres și sunt mult mai hai zicem, atenți la starea dânșilor de sănătate și îi preocupă mult mai mult ca și înainte orice schimbare a stării de bine, da? Până la pusee de tensiune și creșteri de transaminaze, acum, hai să zicem, orice dăm vina pe COVID, da? Sau pe formele grave de COVID, da? Foarte mulți au rămas cu dificultăți de respirație și mai ales la urcatul scărilor, da? Acolo se mai observă. Nu sunt forme grave, dar sunt forme care trebuie ținute sub control. Da. De aceea revenim la ce am spus la începutul emisiunii, foarte important să ții legătura cu medicul de familie. Da, urăsc chestia asta în urgență. Păi de ce să-mi caut medicul de familie că am venit aici? Urăsc chestia asta. Sau, vai, mi-a plăcut foarte tare, l-am dat la consultație, zice, aș vrea să vin din nou la consultație și le spun, nu, nu sunt medic de familie, nu sunteți pe lista mea. De atunci le pică fața. Așa, chiar nu înțeleg de ce, dacă nu-ți place de medicul tău sau nu ești mulțumit sau nu rezonezi sau crezi că nu te potrivești cu el. Sunt 106 doctori în Baia Mare și în împrejurim. Te poți muta. Dar sunt mai puțin decât ori fi 100, ori 100. Dar sunt 90, dar toți sunt și ai de unde alege. Și găsește-ți pe cineva cu care rezonezi și du-te și rezolvă-ți problema de sănătate, pentru că în colaborare mult mai multe se pot rezolva. Dacă și tu dai un pic interesul și colegul nostru ar fi deschis, atunci chiar cred că s-ar putea rezolva mai multe. Oricum trăim vremuri grele, oricum ba pandemia, ba războiul, ba Putin, ba cutremurul, ba nu știu ce, dacă ne mai și facem viața grea nouă înșine, cred că totuși mai avem nevoie de neuronii pe care îi mai avem. Așa, ca o concluzie, mai avem câteva minute. Le doresc să aibă o toamnă plăcută, să fie sănătoși, să meargă la sărbătoarea Castane, la promenada inimii. Sunt foarte multe evenimente plăcute care se organizează în ultima vreme. Să apeleze la medicul dânșilor de familie, să se vaccineze antigripal. Nu știu să vă spun nimica despre nou vaccin, care doza a patra care se preconizează. O să apară, o să aflăm despre el și o să mai venim într-o altă emisiune și o să povestim când știm mai multe. Ce am spune acum ar fi supoziții sau ce am aflat din media. Nu este nicio informare încă oficială, nici ce tulpină o să conțină, nici când, la ce rit trebuie să-l facem. Deocamdată stăm. Vedem, să-și facă vaccinul antigripal, oricum trebuie să fie o lună de zile între vaccinuri, da? Le temporizăm, le planificăm. Și principalul trecem, e să fie bine. Nu? Da, da, să fim sănătoși, să trecem bine peste iarna asta care nu știu cum o să fie. O să vedem. O să fie o toamnă și o iarnă interesantă, zic eu, din punct de vedere meteorologic. Eu când mă gândesc cât a plătit din punct de vedere financiar, o să fie puțin mai dificil. Da. Stimați telespectatori, luați toate aceste sfaturi primite în emisiune, puneți-le bine și din când în când gândiți-vă la ele. Faceți-vă un control medical periodic, indiferent de vârstă, nu e așa mare filosofie, să mergi la medic și să-ți faci analizele dacă este necesar. Iar dacă aveți copii, lăsați-i să se mai și răcească. Asta e, nu putem să-i ținem într-un glob de sticlă, sub un capac, ceva. Am venit din cum am fost noi, pe piernile, pieram cu promoracă, hainele atârnau, țurțuri, venea mus tot. Ne jucam la săniuș, la patinaj, ne bulgăream. Așa trebuie să fie și ăștia. Ăștia nu. Din mașină, în fața școlii, dați așa jos, puși înapoi în mașină și mergem și plătim lecții de dans. Da. Bun, stimați spectatori, vă dorim o după amiază și o seară plăcută. La revedere! La revedere!